Începând cu data de 4 mai, colectarea selectivă a deșeurilor se va realiza și în comuna Malovăț. Cu o alternanță de 2 săptămâni vor fi ridicate deșeurile reciclabile, separate de resturile menajere. Fiecare gospodărie va primi câte 2 saci, unul pentru sticlă, iar celălalt pentru plastic, metal și hârtie. Una dintre cele mai acute probleme legate de protecția mediului, atât pentru România cât și pentru celelalte țări, este reprezentată de generarea deșeurilor în cantități mari și gestiunea necorespunzătoare a acestora. De aceea, primarul Michescu Ion a acordat o importanță deosebită implementării și realizării activității de colectare selectivă și a posibilităților de reducere a cantităților de deșeuri depozitate pentru protejarea mediului și îmbunătățirea calității aerului. Începând cu data de 4 mai acestui an, adică începând cu data de mâine, pe raza Comunei Malovăț începe colectarea selectivă, în sensul că în fiecare săptămână, în ziua de miercuri, gunoiul se va ridica de pe raza Comunei Malovăț. Pe data de 4 mai se ridică gunoiul menajer, următoarea miercuri, pe data de 11, se va ridica gunoiul reciclabil. Oamenii trebuie să-și facă diferența foarte, foarte bine între gunoiul reciclabil și gunoiul menajer. Și tot așa în continuare, o miercure reciclabilă, o miercure menajeră. Am făcut acest lucru și am discutat și cu domnul director de la societatea care prestează servicii pe raza Comunei Malovăț și am înțeles că trebuie să facem acest lucru de 4 ori pe lună sau de 5 ori pe lună, în funcție de câte zile de miercuri are luna. Rog cetățenii să fie foarte atenți la ceea ce înseamnă gunoi menajer și gunoi reciclabil. Dacă până acum toate gunoiele erau într-un singur container, acum trebuie să fie separate și astfel. În categoria gunoiului reciclabil intră metalul, sticla de plastic, folia de plastic, pungi și ambalaj de plastic, sticlă de șampon, doze de metal, conservă, folie, metal, cutii de lapte, hârtie, carton, ambalaje alimentare, maculatură și sticla de sticlă. Acum, hârtia, cartonul, plasticul, metalul vor fi puse într-un sac, iar sticla trebuie pusă în sac separat. Până acum, în comuna Malovăț, gunoiul era ridicat decât de 2 ori pe lună. Acum, odată cu colectarea selectivă a deșeurilor, gunoiul va fi ridicat săptămânal. Primarul Michescu Ion trage un semnal de alarmă asupra faptului că resturile vegetale din gospodării și deșeurile provenite din construcții și demolări nu trebuie depozitate împreună cu cele reciclabile sau gunoiul menajer. În caz contrar, cetățenii riscă să nu le fie ridicat gunoiul. De asemenea, câte 2 saci noi pentru gunoi vor fi distribuiți la fiecare colectare, începând cu data de 4 mai. În urma colectării selective a deșeurilor, primăria va primi o cotă parte din valorificarea acestora, bani care vor putea fi folosiți în beneficiul comunității. Cetățenii îi rog să scoată la poartă, pentru că gunoiul se va ridica de la fiecare gospodărie cu gunoiul reciclabil, îi rog să scoată în saci în primă instanță de la dumnealor. Ulterior, firma care face salubrizarea pe raza Comunei Malovăț va lăsa în fiecare, la fiecare ridicare câte 2 saci fiecărei gospodării, un sac albastru și un sac verde. Noi am făcut o informare pe rețelele de socializare, am făcut niște pliante pe care le vom da fiecare gospodării, dar cu rugămintea ca oamenii să fie foarte atenți. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că în funcție de cantitatea de gunoi reciclabil colectate în decursul unui an, Primăria Comunei Malovăț poate primi prin programul Fondului de Mediu o parte din bani înapoi. Astfel putem cumpăra pubele, să mai dăm la oameni, putem cumpăra, să dezvoltăm sistemul de colectare a gunoiului pe raza Comunei Malovăț. Trebuie să fim foarte atenți, foarte atenți și în lunile următoare se va păstra același program pe care îl vom publica și îl vom pune de la fiecare gospodărie în parte. În cazul resturilor vegetale din gospodării și deșeurilor provenite din construcții și demolări, primăria deține containere special destinate pentru acest scop. Aceste deșeuri vegetale vor fi transformate în compost și folosit ulterior ca îngrășământ pentru culturile agricole. De asemenea, oamenii trebuie să fie foarte atenți că parte din gunoi nu se ridică de la cetățeni. Se referă la frunze uscate, crengi, vrejul de la roșii, de la castraveți, gunoi rezultat de la oamenii care fac curățenie prin curte, material de construcții. Trebuie să fie foarte atenți pentru că dacă dumnealor vor să facă acest lucru, noi deținem la Primăria Malovăț niște containere speciale și unde oamenii pot pune acest gunoi de rezultat din frunze uscate, vrej, să se fac un compost, după care, ca și îngrășământ, îl pot pune prin grădini. Michescu Ion, unul dintre cei mai performanți primari din județul Mehedinți, a tipărit de asemenea peste 1000 de pliante pentru a fi împărțite în perioada următoare în toată comuna Malovăț. Colectarea selectivă este una dintre etapele reciclării, împreună cu separarea și procesarea unora dintre comunitățile
componentele deșeurilor. Există nenumărate beneficii pe care acest proces le aduce comunității și planetei.